Arestarea mareșalului Ion Antonescu și a colaboratorilor săi, plănuită pentru ziua de 26 august 1944, dar înfăptuită la 23 august, s-a făcut în pripă, sub semnul improvizației, dar s-a dovedit a fi absolut necesar. Nu a fost o simplă remaniere de guvern, ci un act mult mai profund. A fost o schimbare a regimului politic, dar și o schimbare de alianțe. România se alătura coaliției Națiunilor Unite. După arestarea mareșalului Ion Antonescu, regele Mihai I l-a numit pe generalul Gheorghe Mihail în funcția de șef al Marelui Stat Major și l-a delegat cu comanda tuturor forțelor armate. În seara zilei de 23 august, la ora 23, Gheorghe Mihail a emis directiva operativă numărul 1, care a fixat conduita armatei în noile circumstanțe politice. În esență, forțele armate au primit trei misiuni. Retragerea de pe frontul din Moldova, armatele a 3-a și a 4-a care acționau în această zonă urmând a fi dislocate în sudul țării, eliminarea prezenței germane de pe teritoriul aflat la acea dată sub jurisdicția guvernului român, acoperirea frontierei de sud și vest și a liniei de demarcație din Podișul Transilvan. În seara aceleiași zile, s-a format un nou guvern de militari prezidat de generalul Constantin Sănătescu, din care făceau parte și liderii Blocului Național Democrat: Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Constantin Titel Petrescu și Lucrețiu Pătrășcanu. Aceștia intrau în guvern ca miniștri de stat fără portofoliu. Singurul membru civil care avea atribuții precise era reprezentantul Partidului Comunist Român, Lucrețiu Pătrășcanu, care deținea interimatul la justiție, având ca principală sarcină eliberarea din închisori și lagăre a deținuților politici. O mare problemă a guvernului nou format era relația cu foștii aliați. Regele Mihai I și generalul Constantin Sănătescu au comunicat reprezentanților Reichului schimbările politice survenite. Manfred von Killinger, ministru german la București, a fost informat că, dacă armata germană se retrage fără acte de ostilitate, împotriva ei nu se va întreprinde nimic. Oferta regală a părut unora dintre militarii germani aflați la legația germană vrednică de luat în seamă și de acceptat. Dar generalul Gerstenberg, comandantul trupelor germane din zona capitalei, comunicase deja cu statul major al Luftwaffei și dăduse informația, potrivit căreia, lovitura de stat a fost dată de o clică restrânsă și înfricoșată și că el este în stare să restabilească imediat ordine. Asigurările sale, precum și voința lui Hitler de a menține sub control spațiul românesc, explica ordinul Führerului ca puciul de la București să fie imediat lichidat. În conformitate cu ordinul lui Hitler de a nimici puciul de la București, aviația germană a bombardat orașul în dimineața zilei de 24 august. Au fost lovite, printre altele, Palatul Regal și clădirea Teatrului Național, monument istoric construit la jumătatea secolului al XIX-lea. Până în dimineața zilei de 26 august 1944, au avut loc lupte puternice între trupele române și cele germane la barierile orașului Băneasa și Rahova, la Școala Superioară de Război, care adăpostea sediul misiunii militare germane pentru armata de uscat, și la prefectura Ilfov. În următoarele două zile, luptele s-au concentrat pentru nimicirea grupării de forță dispuse la nordul orașului, obiectiv îndeplinit în ziua de 28 august. Deși în istoriografia română și străină s-a vorbit mereu despre întoarcerea armelor, proclamația guvernului român, difuzată în după-amiaza zilei de 24 august, orele 16:30, afirma explicit: guvernul României a informat pe reprezentanții Germaniei
că dorește să-și lichideze în bună înțelegere raporturile cu aceasta. Armata română, fiind hotărâtă să se apere, nu va întreprinde niciun act ostil împotriva vechiului aliat. La această ofertă, Germania a răspuns cu acțiuni agresive, desfășurate simultan în mai multe puncte ale țării. Germania s-a pus în stare de război cu România. Actul de la 23 august 1944 a fost un act absolut necesar și care a servit interesul național al României. Dacă ar fi să încercăm istoria aceasta contrafactuală, ce s-ar fi întâmplat dacă nu era actul de la 23 august, este un lucru, aș spune, de domeniu evidenței, că România ar fi fost transformată într-un câmp de bătălie între Armata Roșie și Wehrmacht, așa cum avea să se întâmple cu Ungaria, și că, prin urmare, în absența actului de la 23 august, pierderile de vieți omene și distrugerile în spațiul românesc ar fi fost considerabil mai mari. Desprinderea României de Germania a privat Wehrmachtul de cele două aliniamente strategice de mare însemnătate, Poarta Focșanilor și Carpați. Se deschidea astfel drumul Armatei Roșii spre Balcani și Europa Centrală. Deși Armata Regală Română era o armată disciplinată, obișnuită să execute ordinele, mulți militari și-au pus următoarele întrebări. Cum se va produce despărțirea de nemți? Ce vor face sovieticii când ne vom întâlni? Ce va fi cu țara și cu noi? Primii care au primit răspuns la aceste întrebări au fost soldații și ofițerii armatelor a 3-a și a 4-a române aflate pe frontul din Moldova. Din păcate, în primele zile după 23 august, aceștia s-au aflat într-o situație extrem de dificilă. Ei se găseau în luptă cu trupele germane, fostul aliat, în timp ce trupele sovietice încă nu deveniseră noul aliat. Odată cu difuzarea proclamației regelui Mihai în seara zilei de 23 august, începând cu ora 22, trupele de pe front care luptau împotriva sovieticilor, trupele române de pe front care luptau împotriva sovieticilor, au trecut prin momente deosebite, întrucât ordinele Marelui Stat Major încă nu sosiseră la Marele Unități, s-a creat o confuzie deosebită, în sensul că mulți militari români au crezut că s-a încheiat pacea, iar după sosirea directivei operative au luat contact cu comandamentele sovietice, care însă primiseră dispoziții să trateze drept inamice trupele române. Și ca atare, după 23 august 1944, după ce România a trecut alături de Națiunile Unite, circa 130-145 de mii de militari români au fost luați prizonieri de către trupele sovietice și duși în lagările din interiorul Uniunii Sovietice. Ne luând în seamă declarațiile românilor despre încetarea luptelor, Iosif Vissarionovici Stalin a transmis mareșalilor Timoshenko, Malinovski și Tolbuhin să continue misiunile stabilite prin directivele Marelui Cartier General al Armatei Sovietice. În realitate, Uniunea Sovietică trata România ca pe un stat inamic, atâta timp cât nu se încheiase nicio convenție de armistițiu cu acesta. Fără nicio explicație, în zilele de 26-28 august, comandamentul sovietic a sechestrat flota fluvială și maritimă, dezarmând echipajele. Până la 29 august, Armata Roșie a continuat înaintarea pe teritoriul României, pe direcția Buzău, Râmnicu Sărat, București, iar Armata Română a reușit să oprească contraofensiva germano-maghiară, care viza ocuparea unor poziții întărite pe Carpați. Hitler a trebuit să admită eșecul de la porțile Focșanilor și a ordonat retragerea pe aliniamentul Carpaților Meridionali. Petrolul din Valea Prahovei era de asemenea un obiectiv apărat cu înverșunare de germani. De aceea, în împrejurimile Ploieștiului s-au dat lupte crâncene. După 23 august, neținul din Ploiești n-au plecat și nici n-au avut intenția să plece. S-au organizat puternic acolo, s-au adunat în pădurea Păulești, unde era punctul de comandă al diviziei 5 artilerie antreană germană, care conducea de fapt toată apărarea antreană a Ploieștiului. S-au adunat aproximativ 5.000 soldați
nenumărate vehicule, armament, tunuri ușoare și chiar vreo câteva tancuri ușoare. Mai multe unități ale armatei germane, în speță două baterii de antieriană și o companie de pompieri, se concentraseră în apropiere de comuna Scăieni și se apărau disperați împotriva infanteriei române care ataca. Comandamentul Corpului 5 Teritorial, care se afla la Breza, condus de generalul Vasiliu Rășcanu, ulterior a devenit ministru de război, ministru apărării naționale, a organizat un atac concentrat asupra acestei grupări de forțe pentru ca să curățe regiunea petrolieră de elementele naziste. Românii ne tăiaseră firele telefonice, deci nu mai puteam comunica decât prin radio. Și cerând de acum ordine la cartierul general din Germania, ne-a venit un singur răspuns: rezistați până la ultima picătură de sânge. Nemții au încercat o evadare de acolo. Au format două coloane puternice cu tunuri calibru mic în față, pe mașini, montate pe mașini. Una se dirija către Vălin de Munte, peste munte să treacă dincolo în Ardeal, cealaltă pe direcția Slănic-Prahova și mai departe. Scăpând din încercuirea de la Scăieni, am continuat drumul pe șoseaua Ploiești-Vălen de Munte, dar la intrarea în comuna Lipănești ni se pregătise o ambuscadă. Aceste două coloane au fost interceptate. Una în suburbiile Vălenului de Munte, cealaltă înainte de a ajunge în Slănic, de către aceste formațiuni de infanteriști cu tunuri, și au fost capturate. Mulți au murit atunci, autovehicule incendiate, și am reușit să luăm prizonieri chiar pe comandanții grupării naziste din pădurea Ploiești, generalii Cuderna, care era comandantul apărării întâiene a Ploieștiului. Foarte mulți soldați germani s-au predat pentru că erau sătui de război și doar un grup relativ mic, de vreo 18 soldați, am plecat mai spre nord până la Mureș. La 30 august intrau în capitală trupele române și sovietice, în rândul cărora se aflau și detașamente ale diviziei Tudor Vladimirescu, formate din foști prizonieri români aflați pe teritoriul URSS. Deși au fost primite ca aliate, trupele sovietice, încălcând în mod brutal drepturile și libertățile umane, au trecut la intimidarea populației și a armatei române. Au avut loc jafuri, violențe, furturi, devastări, rechiziții de animale, mijloace de transport și bunuri materiale. În ciuda numeroaselor proteste oficiale, au fost deportați în URSS cetățeni, soldați și ofițeri români. Pentru a ocupa întreaga Românie și a trata cu aceasta de pe poziții de forță, guvernul sovietic a tergiversat cât mai mult posibil încheierea armistițiului cu țara noastră. Delegația română plecată la Moscova pentru semnarea armistițiului era condusă de Lucrețiu Pătrășcanu. El venise convins că, în calitate de comunist, va găsi de îndată cheia spre inimile rușilor și va dezăvorî ușa pentru un armistițiu mai blând. Textul Convenției de Armistițiu a fost semnat în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944 din partea României de către Lucrețiu Pătrășcanu, Dumitru Dămăceanu, Barbu Știrbei și Ghiță Pop, iar din partea Coaliției Națiunilor Unite, de mareșalul Rodion Malinovski. Era limpede că nu Națiunile Unite, cum se spunea în proclamația de la 23 august, ci Uniunea Sovietică era partenerul de armistițiu al României. Convenția de armistițiu prevedea, printre altele, recunoașterea anexiunilor sovietice din 28 iunie 1940, plata unor despăgubiri de război, libertatea de mișcare a trupelor sovietice pe teritoriul României, participarea armatei române la război alături de Coaliția Națiunilor Unite până la victoria finală și arestarea și pedepsirea persoanelor acuzate de crime de război.
batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, deja e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. O misiune foarte importantă a fost acoperirea frontierei de sud și vest și a liniei de demarcație româno-maghiare. În Podișul Transilvan a acționat Armata 4, care inițial a oprit ofensiva până către 8 septembrie, ofensiva desfășurată de Armata Ungară, sprijinită de trupe germane pentru ajungerea în trecătorile Carpaților Meridionali. Iar în Banat a acționat Armata 1 Română, care și ea a respins până către 18-20 septembrie acțiunile trupelor germane care, venite din Banat și din Câmpia Tisei, operau către lanțul munților occidentali, Carpaților Occidentali. Ofensiva finală pentru eliberarea Transilvaniei s-a încadrat în concepția generală a operației de Debrețin, organizată de comandamentul sovietic, și aș vrea să mai precizez că de la 7 septembrie 1944 cele două armate române de pe front au fost subordonate frontului 2 ucrainean, ceea ce a limitat considerabil capacitatea de decizie a comandamentelor românești. În lunile septembrie-octombrie 1944, Armata 1 și Armata 4 au acționat pentru eliberarea nord-vestului teritoriului național aflat sub dominație germano-ungară. În același timp, Corpul de Vânători de Munte, în colaborare cu Armata Sovietică, din care făcea parte și divizia Tudor Vladimirescu, a acționat pe direcția Odorhei-Târgu Mureș, lichidând intrândul de front inamic din sud-estul Transilvaniei. Am început războiul la Iernut pe Mureș, unde a fost un război. Am luat, de asta vă spun că a fost contactul prea dur. A fost un dezastru. Nemții aveau pe dealurile Bogata, Iernut, pe malul din dreapta al Mureșului, erau niște înălțimi, noi am trecut Mureșul, că era vale, am trecut Mureșul și ne-am așezat pe panta dealului. Porneam la atac, după baza de plecare la atac, treceam printr-o cultură de porumb, porumbiște de-asta și bună, care te adăpostește, pe urmă o cultură de tutun și pe urmă începea deschis până sus în vârf. Aproape de vârf erau vreo 3 văioage care erau bătute cu foc de mitralieră de nemți și aveau șnele în mașină, în ghever, care trăgeau 1200-1400 de cartușe pe minut. Vă închipuiți dumneavoastră ce pânză de foc se făcea acolo. Înainte de a pleca la atac, aveam un sprijin puternic de artilerie. Începea să tragă artileria și pe vârf credeam că nu mai există nimic. Cu tremura pământul sub noi când răgea artileria. Plecam la atac și în momentul când ajungeam în văiage, începea focul de mitralieră. Plădea peste cap și după asta aveau 6 guri de foc, o buziere, brandul 120, nu știu ce, care te încadrau și trăgeau acolo unde se retrăgeau oamenii. A fost un masacru. În noaptea de 8 spre 9 octombrie, nemții s-au retras, vă rog să credeți că am intrat pe liniile între cele două, între trupele noastre și trupele nemțești, și era un dezastru să vezi câte cadavre erau acolo și cât armament. În timp ce armata română ducea lupte crâncene în Ardeal, reprezentanții Marii Britanii și Uniunii Sovietice s-au întâlnit la Moscova pentru delimitarea sferelor de influență. La 9 octombrie, Churchill i-a propus lui Stalin o reglementare de ansamblu sub forma unor procente care să exprime gradul de interes și control al celor două părți în statele Europei de Sud-Est, Ungaria, România, Iugoslavia, Bulgaria și Grecia.
România figura în oferta lui Churchill cu 90% în beneficiul Uniunii Sovietice. Astfel, soarta țării a fost pecetluită pentru câteva decenii. Știm cu siguranță că partidele democratice și suveranul nu au aflat nimic despre acest acord de procentaj. De asemenea, nu știm dacă Partidul Comunist Român a fost informat în legătură cu această decizie secretă. Oricum, având sprijinul Moscovei, comuniștii acționau pentru preluarea puterii. Primul pas a fost făcut la 26 septembrie 1944, când s-a înființat Frontul Național Democrat. Acesta urmărea instaurarea unui regim de reală democrație parlamentară. În platforma program erau prevăzute reforma agrară, votul universal și organizarea sindicală. În perioada 9-25 octombrie, pe frontul românesc au avut loc acțiuni decisive pentru eliberarea nord-vestului țării. Ele au făcut parte din operația strategică Debrețin, organizată de comandamentul sovietic. La 9 octombrie, armata a 4-a a început ofensiva pe direcția Luduș, Bonțida, Jibou, Carei, cu misiunea de a nimici forțele principale ale armatei a 2-a ungare și armatei a 8-a germane. La 11 octombrie 1944, trupele române intrau în Cluj. Depășind poarta Someșului, armata a 4-a română a ieșit în zona de câmpie. Ultima etapă a constat în acțiunile pentru eliberarea orașelor Carei și Satu Mare. Imediat după actul de la 23 august 1944, s-au format acele batalioane Iuliu Maniu din inițiativa lui Gavril Olteanu, Dumitru Șteanță și Nicolae Palia. Erau tineri național țărăniști cu inițiativă, erau un fel de corpuri de voluntari care își ofereau serviciile pentru a sprijini spatele armatei române. Într-adevăr, armata română, înaintând pe frontul din Ardeal, în spate rămâneau fie răniți, fie iscoade agenți ai serviciilor germane sau ai armatei maghiare. Unii dintre ei chiar s-au dedat la acțiuni contra populației românești și pentru a proteja populația românească, aceste batalioane Iuliu Maniu urmau să meargă și să curețe terenul, cum se folosește în termeni militari. Numai că din documentele păstrate rezultă că din prea mult exces de zel au făcut unele crime, chiar și din răzbunare, au plătit cu crime, crimele făcute de militarii maghiari, fapt pentru care sovieticii s-au sesizat, au intervenit pe lângă Marele Stat Major al Armatei Române și în 12 martie, deci după instaurarea guvernului Petru Groza, s-a elaborat un ordin de desființare a acestor batalioane, dar și tragerea la răspundere a celor care făcuseră crime. Noaptea de 24-25 octombrie, orașul Carei a fost cucerit de ostașii diviziei a 9-a Mărășești, care au depășit în dimineața zilei de 25 octombrie frontiera română-ungară. Eliberarea celor două localități a însemnat anularea de facto a dictatului de la Viena din 30 august 1940, impus României de către Germania și Italia. Cu toții eram regimente române.
ideal. Firească unire cu patria mumă mi-a fost cel mai drept ideal.